Cum să te întorci la o viață de plină? Să nu pierzi în zadar energia vieții și să fii fericit, eficient, sănătos și binecuvântat. Ultimele descoperiri științifice demonstrează că răspunsul este în inima ta. Inima omului nu este pur și simplu o pompă. Ea ajută în momentul alegerii. Inima este cu adevărat un mare organ al simțurilor. Inima produce hormoni și când vrei să faci ceva, în liniște îți sugerează decizia corectă. Dacă vei asculta glasul inimii, ea va produce un hormon numit atriopeptină. Acest hormon te liniștește și îți oferă pace. Totuși, de ce este atât de greu să urmezi glasul inimii și să păstrezi pacea, liniștea și bucuria? De ce te lași condus de emoțiile negative care îți distrug viața? Răspunsul se află în învățătura lui Iisus Hristos. El ne-a arătat 4 feluri de inimă, dintre care doar una poate să-ți facă viața fericită, binecuvântată și roditoare. Celelalte distrug viețile și aduc boli, blesteme și moarte. Prima inimă este inima mândră, la care are acces diavolul. Gândurile celui mândru produc un cocktail de hormoni, emoții și substanțe chimice care trec prin inimă. Împreună cu aceste emoții intră în inimă diavolul și fură binecuvântarea. Cei mândri nu sunt capabili să prețuiască viața ca pe un dar de la Dumnezeu, nici bunătatea oamenilor ca pe o minune dorită lor. Au percepție că totul îi se cuvine, dar aceasta este calea lui Satan. La fel s-a înălțat și inima diavolului și în nebunia lui a zis: sunt Dumnezeu, dar a fost aruncat din ceruri. Testează-te! Dacă la tine este auto-înălțare nefondată, exagerarea virtuților și diminuarea neajunsurilor tale, supra-înălțarea fără măsură propriei persoane și a rezultatelor tale, dispreț față de alți oameni, ignorarea valorilor altora, atunci în tine curge biochimia diavolului. El este un bârfitor, cleveditor, ispititor, mincinos și hoț. Ești mereu însetat să primești confirmarea frumuseții și valorii tale, însă mândria este cea mai scumpă coroană din lume. Satan a pierdut totul din cauza mândriei și a nebuniei. El te împinge să pretinzi la ceea ce nu ai. Inima mândră este una dintre cele mai mari surse de suferință, durere, pierdere și relații distruse. Mândria, cu siguranță, este în fruntea listei negre a defectelor umane. De frică să nu fii descoperit, devii suspicios, neliniștit, vulnerabil, supărăcios, nervos, agresiv, cu alte cuvinte, nespus de ticălos și nefericit. Fără un suport exterior, te spargi ca un balon de săpun. Oamenii mândri pot să ia mii de înfățișări. Cea mai înșelătoare, conform afirmațiilor doctorilor, este smerenia. Însuși Satan ia chipul Îngerului Luminii. Pe exterior te dai sfânt și neprihănit, însă prin inima ta trec emoții diavolești sub formă reacțiilor chimice negative, care aduc boli, blesteme și moarte. Este posibil să primești eliberare de diavol doar prin smerenie și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, înainte să fie executat pe cruce, a spus: acum diavolul va fi dat afară. El s-a smerit pe sine însuși, a fost ascultător de Tatăl Ceresc până la moarte de cruce și de aceea Dumnezeu l-a înălțat mai presus de toți, iar diavolul, moartea și iadul au suferit înfrângerea. Am ascultat ce se vorbea acolo. Prezentatorul încerca să râdă de religie, să spună ceva despre Biblie. Spunea că sunt 14 milioane de specii de animale și se întreba cum a reușit noi, timp de 40 de zile, să le adune. Cum să adun toate speciile de animale în 40 de zile într-o arcă? Mai mult, a trebuit să verifice care e mascul, care e femelă. El zicea că ar fi trebuit să intre 4 perechi pe secundă și în acest timp să vadă care e mascul și care e femelă. O bucățică de adevăr nu înseamnă adevăr. Amin. Dar vreau să spun ceva. Când vin acasă, mă întâmpin animalele. Sunt bucuroase, mă ating cu limba lor, sar pe mine, sunt fericite. Le dau pâine, le dau apă, nu le duc la restaurant, poate le mai dau niște mâncare de-a lor, uneori le dau alții de mâncare, fiindcă locuim într-o casă și suntem mulți. Cine a fost la mine acasă? Ați văzut animalele noastre? Cum vă întâmpină ele? Cu bine, cu bucurie, cu dragoste. Dar analizez în viața noastră. Multor oameni le-am oferit mult mai mult decât o pâine, apă. Dar nu văd deloc o asemenea bucurie.
Din potrivă, văd cum curge ceva. Dar de multe ori omul vorbește, dar acolo este un ac veninos. Așa este, nu? Și în Biblia mea scrie că animalele se chinuie și se tânguiesc din cauza omului, pentru că omul a făcut o alegere. Nu l-a ales pe Dumnezeu, nici cuvântul lui, ci pur și simplu cunoștință. L-a ales pe diavol. Întreaga lume suferă, inclusiv animalele. Dar vreau să spun că dacă ne uităm la animale, în viața lor s-a produs o deformare. Problema este că și la oameni s-a produs deformarea minții și nu s-a oprit. Continuă să se producă mai departe. Oamenii sunt nerecunoscători, nu iubesc, nu sunt sinceri. Toate cuvintele rele, te poți gândi la orice cuvânt care îți trece prin minte și nu vei greși niciodată. În ceea ce privește omul, toate sunt 100% despre om. Și te gândești, de ce? Într-un fel s-a întâmplat cu animalele și în alt fel cu oamenii. Pentru că locul unde au ajuns nu a fost alegerea lor. A cui a fost alegerea? A omului. De atunci, omul mereu alege. Și oare cum a adunat noi aceste animale? De ce animalele nu degradează? Sunt fericite, sunt bucuroase? Mă uit în urmă cu 10-20 de ani și constat că au fost la fel. Mereu au fost la fel. Dar privești la oameni, te uiți la o naționalitate, are probleme. Alta, iarăși, te uiți la blonzi, au probleme. La bruneți, au probleme. Te uiți la un găgăuz, are probleme. La bulgară, are probleme. Moldoveni, ucraineni. Toți au câte ceva. Te gândești, poate doar o naționalitate are probleme. Dar nu, constați că în general omul are probleme. Mă gândesc, poate ofer prea puțin. Vă aduceți aminte cum spunea Roma în mărturie. El a hotărât să se cătorească. Dar Lesia era dintr-o familie cu frați și unchi realizați, bogați. Pur și simplu, ea nu ar fi plecat după Roma. Lesia, poți să vii aici? Spun adevărul? Vino, te poți așeza. Salut! Spun adevărul? Poți să stai aici un pic. Ce făcea Roma? În general, el voia să plece din biserică. Nu îi plăcea un astfel de pastor care nu lasă să trăiască și îl obliga să fie neprihănit. Așa a fost Roma. Dar el a înțeles că fără pastor nu va putea lua pe Lesia atunci când va merge să o ceară de soție. Când a ajuns la pastorul de la care trebuia să o ceară pe Lesia, a fost întrebat, cine și de unde ești? Când Roma a spus de unde este, cine este și cu cine locuiește, căci noi locuiam pe atunci în același apartament cu el. Acel pastor a zis, totul este clar, o poți lua cu totul. Acum trebuia să o curteze și să o ducă pe litoralul din Crimea, doar că nu avea bani. Pastore, dă-mi niște bani. Poftim, fiule. Ține. Ia banii, pleacă, îi cheltuie, dar îi spune, trebuie să plecăm din biserică. Așa a fost sau nu? Și mereu vorbea despre pastor de rău. Unchii ei erau oameni de afaceri. Vine Roma la mine și îmi spune, pastore, vreau să fac o afacere, dăm bani. I-am dat să-și cumpere ce îi trebuia. Avea o afacere cu mașini de închiriat. I-am dat pentru o mașină, i-am dat apoi pentru alta. Așa a fost, Roma. Ți-am luat bani? Nu. Și cu toate acestea, a fost ce a fost. Modul de gândire a fost afectat. Înțelegeți? Dar în această situație se află mulți oameni. Cu toate acestea, el mă bănuia, considera că îi sunt dator. Ți-am fost dator cu ceva? Nu. Am fost dator? Nu. Dar tu ce vei spune?
Ea zice că va crește și îi va zice direct tatălui. Corect? Acesta a fost un mic exemplu, ca să înțelegeți. Pentru că în aceste lucruri este ceva. Am deja 50 de ani și împreună cu Iulia vedem cum se întâmplă lucrurile. Animalele au mult mai multă dragoste. Și dacă ne uităm în Biblie, vedem anumite lucruri. Îți amintești cine a vorbit cu Eva? Șarpele. El era mai deștept decât toți. El putea chiar să și vorbească. Rezultă că animalele nu erau chiar atât de proaste, așa cum ne imaginăm, așa cum ne mândrim, credem că nu sunt capabile. Cred că astăzi animalele depășesc în anumite lucruri oamenii, în dragoste, în credincioșie. Spune, credincioșie. Știți că astăzi oamenii în biserică nu sunt credincioși? Față de Dumnezeu nu sunt credincioși? În familie nu sunt credincioși? Față de părinți nu sunt credincioși? Copiii nu sunt credincioși? Oriunde privești, sunt necredincioși. Se pune întrebare, cine are un standard mai înalt, omul sau animalul? Vedem că mai de mult animalele puteau chiar să și vorbească. Apoi a fost prima lume. Vă amintiți? În prima lume, animalele nu erau folosite pentru mâncare. Ați citit în Biblia voastră aceasta? Dar știți de ce? Pentru că a fost ceva cu mintea lor. Ceva mai bine, întrucât șarpele putea vorbi. Bineînțeles, din cauza păcatului, au pierdut această capacitate. Așa că nu erau atât de dificil să adună acele animale. Înțelegeți ideea? Pentru că totul era în regulă cu mintea. Ba mai mult, abia după potop, vedem că omului i s-a permis să consume animale. Dar încă ceva. Între timp au apărut profeții. Un profet mergea călare pe o măgăriță, și un înger îl așteaptă ca să-i dea peste cap. Profetul n-a văzut îngerul, pentru că într-un ochi avea dolar, iar în alt ochi avea euro. Așa că el nu mai putea vedea, dar măgărița a văzut și a început să vorbească cu glas omenesc. Scrie așa ceva în Biblia voastră? Când deschizi cartea și te gândești, oare ce va fi mai departe? Și vezi că este scris, tronul lui Dumnezeu este în cer, iar lângă tronul lui sunt patru animale care dau slavă și proslăvesc pe Dumnezeu, vorbesc, îl laudă pe Dumnezeu și sunt apropiate de Dumnezeu. Aha, iată cum este. Care este esența? În ce? În alegerea noastră. Omul dorește, visează la ceea ce a dat Dumnezeu, la ce vrea Dumnezeu să ofere, însă nu dorește să lase pe Dumnezeu să pătrundă în toate acestea. Dar aceste lucruri pot veni doar împreună cu Dumnezeu. Deseori întreb, cum ai ajuns acasă? Cum te-a întâmpinat soția? Dar omul spune, pastore, câinele m-a întâmpinat mai bine. Anecdot? E o glumă? Astăzi sunt foarte populari comedianții. Oamenii râd, dar râd de ei înșiși. De problemele lor. Da, acest râs detensionează situația, te lasă să te bucuri, dar nu rezolvă problema. Rezolvarea este doar în credința în Iisus Hristos. Amin. Oricât de mult ar visa oamenii, oricât de mult informație ar afla, orice curente ar fi, denominațiuni, oricât de multe basme băbești ar spune, oricâte iluzii și-ar forma, fără Iisus, omenirea nu va ieși din acest colaps. Întrucât cu fiecare zi, omenirea se apropie tot mai mult de acest colaps. Putem vedea aceasta. Totul se vede cu ochiul liber. Soluția este Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu că în curând va veni Iisus. Amin. Întrebarea este dacă suntem sau nu pregătiți.